Cei doi elevi din Dâmbovița, eliminați de la BAC din cauza scrisului, au reușit să promoveze examenul în sesiunea de toamnă. Ana Maria a luat nota 9.30 la istorie și este fericită că poate intra în sfârșit la facultate. Aproape 30.000 de elevi au stat astăzi cu sufletul la gură când s-au afișat rezultatele. Însă 3/4 dintre ei au fost dezamăgiți. Te-ai găsit? Da. Cât ai luat? La istorie 9.30. Sunt fericită că acum pot să merg la facultate. Ana poate respira ușurată, dar se bucură doar pe jumătate, deși a luat o notă mare. Acum mi s-au schimbat total planurile, că nu mai pot să merg la buget, probabil că voi merge la taxă, nu cred că mai sunt locuri la buget. Simte că i s-a furat un an din viață. A ratat înscrierea la facultate după ce a fost eliminată de la BAC în vară pe motiv că și-a schimbat scrisul în timpul probei. Pentru mine un an din viață înseamnă foarte mult. Felicitări! Bravo! Eram sigură că vei reuși. Numai 8.000 de candidați au obținut peste 6 la examenul de bacalaureat, adică doar 26% din cei înscriși. Ce înseamnă asta? Că sunt bucuros. Ai luat? Da. Cât? 6.30. Deși a reușit să ia bacul, Alexandru nu vrea să facă facultate. Consideră că nu-l ajută cu nimic. Va pleca la muncă în străinătate. Ce gânduri ai pe mai departe? Nu știu. La facultate sunt sigur că nu o să mă duc. Salariile sunt foarte mici și degeaba ai facultate. Cea mai mare promovabilitate a fost în județul Covasna, aproape 36%, urmat de Vaslui și Iași. La polul opus au fost Giurgiu, Ilfov și Mehedinți. Acum tinerii care vor să facă o facultate vor încerca să mai găsească locuri libere. Mâine Universitatea București va avea prima zi de înscrieri pentru sesiunea de toamnă.